Conferința de presă dedicată lansării sistemului informațional depozitarul public al situațiilor financiare. Pentru început, ofer cuvântul viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării economice și digitalizării, Dumitru Alaiba. Domnul Alaiba, vă rog. Bună dimineața, stimați cetățeni, stimați reprezentanți ai mass media și, desigur, că stimați antreprenori și toți cei care ne urmăresc online. După cum bine știți și am spus-o și o să o repetăm de fiecare dată, una dintre prioritățile de bază ale acestui guvern este dezvoltarea economică. Trebuie să susținem companiile noastre, să le susținem eficiența și productivitatea. De aceea suntem într-un proces plin de reforme ale mediului de afaceri, în digitalizare, în susținerea financiară, acces la finanțare, dar și identificarea de noi piețe. Totuși, o economie liberă, deschisă, trebuie să fie și o economie corectă, o economie transparentă, o economie predictibilă, bazată pe încredere reciprocă între antreprenori. Asta este un factor care semnificativ reduce riscurile din economie și respectiv costurile pe care le susțin antreprenorii intrând în afaceri unii cu alții. Pentru că transparența, într-adevăr, ajută atât la prevenirea corupției, a abuzurilor și pe termen lung consolidează relațiile bazate pe încredere, ceea ce este esențial pentru o economie funcțională. Pentru a atinge acest scop, astăzi vă prezentăm un nou pas important în drumul nostru pentru un stat 100% digital. Este un obiectiv care rămâne la fel în vigoare până când nu-l atingem. Și acest nou pas important este sistemul informațional, depozitarul public al situațiilor financiare, care este deja funcțional și îl puteți accesa fiecare pe depozitar.statistica.md, adresa web care este deschisă și liber de accesat pentru toți. Prin digitalizarea completă a oricărei interacțiuni cu statul, oferim cetățenilor și mediului de afaceri un acces facil și transparent la informații și servicii publice. Și informația publică, informația care este în proprietatea statului, care este deținută de stat, este informația care trebuie să fie disponibilă absolut tuturor cetățenilor întregului public. Prin depozitarul rapoartelor financiare aducem mai multă transparență, simplificăm publicarea datelor și se modernizează sistemul de raportare din Republica Moldova potențial. Iată de ce este important, așa, tradus în limbaj ca fiecare din cetățeni și din antreprenori să înțeleagă de ce este important acest depozitar și de ce, cum ajută aceasta unei economii mai productive și mai eficiente, mai transparente. În primul rând, vorbim de transparență. Se instituie și acest depozitar permite accesul public la datele financiare ale companiilor. Aici vorbim, în primul rând, oricine va putea avea acces simplu și ușor la rezultatele financiare ale companiilor, inclusiv raportul conducerii, rapoartele de audit, note explicative, alte documente, iar asta înseamnă o transparență a relațiilor comerciale și este foarte important să subliniem că accesul va fi liber și gratuit pentru întreg publicul și acest, ca și consecința a ceea ce am spus acum, acest instrument nou va contribui la o mai multă, cum am spus, încredere între parteneri, investitori și public. Să ne imaginăm un scenariu în care o companie examinează posibilitatea de a intra în relații comerciale, de a intra într-un parteneriat cu altă companie. Acest instrument oferă posibilitatea de a analiza parcursul potențialului partener, cât de încredere este și cât de veridică este informația pe care o prezintă pe același site sau în aceleași întâlniri. Și asta ajută, cum am spus, la relațiile de încredere, asta previne situații neplăcute de înșelăciuni, abuzuri și, ca și rezultat, scade riscul pe economie. În afară de asta, transparență și acces la informații, pentru că nu doar companiile vor avea acces la acest depozitar, ci și fiecare din noi, fiecare din cetățeni. Vorbim aici de societate civilă, vorbim aici de presa de investigație și fiecare din oamenii care
au anumită curiozitate, vor putea să își, să acceseze această informație. Potențialul aici este și pentru cercetările de piață, și pentru servicii conexe și multe alte oportunități care se deschid datorită acestei transparențe. În al doilea rând vorbim de simplitate, pentru că este o publicare simplă și ușoară a situațiilor financiare, a raportului conducerii și a raportului auditului, cum am spus. Vorbim de o singură platformă pentru toate datele financiare ale companiilor și instituțiilor bugetare, accesibilă dintr-un singur loc, ceea ce încă o dată vorbește despre simplitatea pe care o țintim și, cum am menționat anterior, vedem aici și un potențial de reducere continuă a poverii de raportare. Ori, în acest an, datorită eforturilor Serviciului Fiscal de Stat, datorită eforturilor Biroului Național de Statistică, deja a fost identificată o modalitate de reduce povara de raportare cu peste 20%. Vorbim din contul digitalizării, din contul eliminării unor rapoarte, optimizării, însă în continuare, și asta deja este realitate, dar căutăm și identificăm în continuare modalități de a reduce și mai mult această povară, începând cu anul 2025. Și nu în ultimul rând, asta este pur și simplu o normalitate în statele dezvoltate, deci noi ne aliniem prin acest instrument, prin această platformă depozitar, ne aliniem bunilor practici europene, internaționale. Asemenea platforme sunt o realitate, cum am spus, în toate țările Uniunii Europene și venim în rând cu lumea. Ceea ce nu poate să nu ne bucure, lansarea depozitarului public al situațiilor financiare, cum am spus, este un pas foarte important către un stat transparent, predictibil, de încredere pentru cetățeni. Și acest lucru nu ar fi fost posibil fără asistența tehnică oferită de Corporația Financiară Internațională, care sunt aici cu noi colegii, și, desigur, Guvernul Suediei, cărora le mulțumim pentru această susținere. Este încă o dată o oportunitate pentru economia Republicii Moldova și continuăm să muncim. Vă mulțumesc! În continuare, ofer cuvântul Ministrului Finanțelor, Petru Rotaru. Stimați reprezentanți ai mass media, stimați cetățeni, lansarea depozitarului financiar este un pas important în ceea ce privește consolidarea tuturor tipurilor de rapoarte financiare într-un singur punct. Este o etapă apreciată și importantă pentru mediul de business, astfel încât toate părțile interesate pot consuma aceste date de pe o platformă unică. Ministerul de Finanțe, în speță Serviciul Fiscal de Stat, sunt instituții care sunt implicate în acest proces prin care furnizează informații pentru a fi consolidate pe această platformă. Vorbim aici de date destul de complexe, vorbim de date furnizate de Serviciul Fiscal, Ministerul de Finanțe, Banca Națională a Moldovei. De fapt, este un conglomerat de informații care poate să fie consumată de publicul larg, astfel încât să fie una credibilă și una certă. Este important că pe această platformă nu se publică doar rapoartele financiare, dar se publică și acele, să spunem, acte necesare în procesul avizării rapoartelor financiare. Vorbim de raportul conducerii, vorbim de raportul de audit, care este foarte important să fie anexat, astfel încât aceste rapoarte au o certificare, precum că ele sunt corecte și prezintă o imagine fidelă și veridică. Este important pentru că consumul de date pe această platformă și respectiv furnizarea de date pe această platformă este una automatizată și este, de fapt, furnizată prin platforma M-Connect și aici, de fapt, noi nu vorbim de un proces tehnic foarte, foarte, foarte complicat, dar mai degrabă un proces care are la bază automatizarea și furnizarea de date și consumă pe această platformă. Totodată, forma pe care această platformă furnizează informația sunt diferite formate, pornind la PDF cel mai simplu format, sunt formate de prelucrare a datelor, astfel încât cei care fac analiză pe domeniu, care fac analiză pe sectoare, să poată avea o furnizare de informații în formate numerice, astfel încât să fie mult mai facil analiza datelor. Este important că este un pas intermediar în acest proces destul de complicat în ceea ce privește furnizarea unor servicii de calitate către contribuabil, către consumatori de informație și este important ca noi să nu ne oprim aici, astfel încât Ministerul de Finanță, instituțiile în subordinea Ministerului de Finanță continuă să dezvolte acele servicii publice
prin digitalizarea acestora, și vreau să enunț aici că, de fapt, noi la Serviciul Scala avem cam 70% digitalizarea tuturor serviciilor, inclusiv furnizăm informații pentru depozitarul financiar de date. Totodată, Serviciul Vamal are în proces amplu digitalizare, astfel încât de anul 2024 nu mai avem acele declarații pe suport de hârtie și digitalizarea totală a procesului de import și export și completarea declarațiilor de import și export. Astfel încât toate aceste lucruri nu sunt posibile, de fapt, dar dacă nu avem acea voință de a merge înainte, și totodată este important să menționăm aici suportul instituțiilor și partenerilor noștri care ne ajută în acest proces, inclusiv mulțumim foarte mult și poporului suedez pentru contribuții și pentru implicare, corporații financiare internaționale. De fapt, împreună am reușit să facem un pas important, dar trebuie să înțelegem că avem încă foarte mult de muncit și aceasta este doar o etapă intermediară în procesul de digitalizare 100% a serviciilor publice. Mulțumesc frumos! Și eu vă mulțumesc. În continuare ne va vorbi directorul general al Biroului Național de Statistică, Oleg Cara. Bună ziua! Suntem astăzi la un eveniment important de lansare a depozitarilor situațiilor financiare. După cum a menționat domnul vicepremier și domnul ministru al finanțelor, acest instrument oferă o posibilitate atât pentru antreprenori de a vizualiza, a descărca deci rapoartele financiare și nu doar rapoartele de bază, dar și notele explicative, raportul auditului și rapoartele conducerii. Oferă de asemenea posibilitate publicului larg de a vizualiza, de a descărca, de a analiza aceste date. În fond, această platformă, într-adevăr, oferă o posibilitate de a accesa la informații diverse, care până în prezent nu erau disponibile într-un punct anume. În prezent, Biroul Național de Statistică oferă posibilitatea de a accesa datele individuale ale agenților economici. Totodată nu e posibil de a vizualiza rapoartele conducerii și rapoartele de audit. De asemenea, instrumentul nou oferă posibilitatea de a vizualiza informația privind instituțiile publice. Astfel, acest instrument aduce o mai bună transparență, pe de o parte, pe de altă parte, oferă posibilitatea publicului larg de a analiza datele. Platforma în cauză oferă posibilitatea de a, utilizând un motor de căutare facil, prietenos, de a obține informație luând la bază informația privind codul IDN-ul al întreprinderii sau denumirea întreprinderii, este posibil de căutat întreprinderile, entitățile și după locul de amplasare, după codul de activitate, după forma organizatorică juridică, forma de proprietate. Astfel, este posibil de a face o analiză complexă a informației conținute în acest instrument. Această platformă este și va fi în continuă dezvoltare pentru a oferi facilități și informații suplimentare. Deci va fi posibil de asemenea de a genera tabele analitice, fie pe genul de activitate, fie forme de proprietate, fie pe unitățile teritoriale administrative, ușurând, facilitând accesul atât al întreprinderilor, cât și a publicului larg la aceste informații. Deci, în cadrul acestui exercițiu, Biroul Național de Statistică a activat foarte productiv cu Ministerul de Finanțe, Agenția de Guvernare Electronică, Banca Națională a Moldovei, Centrul de Tehnologie Informaționale în Finanțe, Serviciul Tehnologiei Informaționale, Securitate Cibernetică, Agenția Serviciilor Publice, fapt pentru care le mulțumim. Am avut o colaborare fructuoasă și care a dat un rezultat foarte palpabil și important.
Acest depozitar nu ar fi posibil fără asistență tehnică oferită de către Banca Mondială, suportul financiar, de asemenea, acordat de către Guvernul Suediei, fapt pentru care, de asemenea, le mulțumim mult. Sperăm că acest instrument va fi facil, deci comod în utilizare atât pentru mediul de afaceri, cât și pentru publicul larg. Sperăm că aceste date vor fi utile și vor aduce contribuții inclusiv la dezvoltarea economic-socială a țării noastre. Vă mulțumesc! În continuare ofer cuvântul Galinei Cicancii, manager de țară al Corporației Financiare Internaționale, membră a grupului Băncii Mondiale. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Într-adevăr, astăzi anunțul public sau lansarea acestui depozitar al situațiilor financiare înseamnă mult pentru noi ca parteneri în acest proiect. Este un pas înainte în tot ce înseamnă digitalizare, este un pas înainte în tot ce înseamnă transparență și este o aliniere la bunele practici ale Uniunii Europene. Suntem siguri că accesul la informațiile care sunt expuse în depozitar vor eficientiza foarte mult relațiile economice în această țară, dar și lucrul unor instituții publice care folosesc la greu datele din rapoartele financiare ale entităților, de exemplu din achiziții publice, din sfera controlului, Curtea de Conturi, spre exemplu, organele de anchetă, nu în ultimul rând, jurnaliștii care pot verifica sursele sale cu informația oficială. Să știți că lucrul la depozitar încă continuă. Biroul Național de Statistică urmează să îmbogățească informația disponibilă în depozitar, urmează să creeze un link direct către acest depozitar, dar la moment utilizați depozitar.statistica.media. De asemenea, credem că vor fi activate într-un viitor apropiat serviciile de certificare a rapoartelor financiare, de asemenea în formă digitală. Ținem să mulțumim tuturor ministerilor și agențiilor care au colaborat în acest proiect și Guvernului Suediei pentru finanțare. Mulțumim! Și noi vă mulțumim, mulțumesc tuturor celor prezenți. Conferința de presă s-a încheiat, dar întâi de toate să facem o poză de grup. Vă rog!